Bună ziua, prieteni, Hristos a înviat și un Paște fericit vă doresc la toți, la toată lumea, la toți prietenii care mă susțin. Prieteni, am putut să răspund pe Messenger, îmi cer scuze pe YouTube, la toate comentariile voastre, pentru că am fost obosită, am intrat în casă doar la ore târzii. Aseară am stat până pe la 1, iar până a plecat Alin târziu de tot. Obosit, sunt ruptă, n-am apucat să merg la nimeni. Nu am putut să merg la nimeni, nu mai pot. Am mai adunat, am mai spălat din vase, am mai pus la loc, am mai adunat carnea pe masă, am mai acoperit pe acolo. Am mai lăsat masa pusă, că n-a venit cineva, mai mănâncă copii. Masa e pusă, dar am făcut ordine, dar sunt ruptă. Nu am putut să mă spăl nici pe cap de seară să mă spăl. Am vestuța pe mine, tot mi-e frig. Nu știu ce să vă obosești când vorbesc de la treabă, de la carne, de la ăștia, nu vrea să mai văd nicio carne în ochi. Chiar nu mai trebuie nicio mâncare. M-am învăluit de la carne. E frumos afară, e cald, dar bate puțin vântul. Dar e cald. Sunt foarte obosită. Vă dați seama cum era, noi tot am mâncare pregătit și după aia nimeni le mai mâncăm. Dar bine că am făcut, sunt mulțumită că am făcut de toate și nu. Toată lumea face de Paște, toată lumea face de sărbători mult pregătit. Să fim sănătoși, nu e necazul ăsta de mâncare de pregătit. Nu e asta problema. Doamne, mă simt terminată. Și îmi cer încă o dată scuze că n-am putut să răspund la toate comentariile voastre și vă mai spun încă o dată, un Paște fericit, să vă ajută Dumnezeu să aveți multă, multă sănătate, că e mai importantă din toate, sănătatea contează. Prieteni, mi-a ieșit ceapa în grădină, peste tot și în vasele alea și în brunturi. Ceapa, usturoi, eu am ceapă, usturoi, nu mai îmi trebuie nimic. Mâinile, unghiile, nu vă mai arăt cum să la mâini. De aceea n-am vrut să mă fac la salon. Am zis, după ce termin cu pregătirile, cu untura și așa, mai am cu untura, cu oalele nespărate, ale mari, tăvile, le-am pe aici, prin spate. Am adunat la gunoaie, am de cărat o grămadă. Și după aia, după ce spăl curtea, pun tot în ordine, o să merg să-mi fac și o unghiile, să mă boxez. Mi-a ieșit ceapa, mi-e drag când o văd așa. Nu vă mai arăt masa. Masa e pusă, am acoperit-o cu față de masă. Și așa nu vreau să mai mănânc, am mâncat azi odată. Am mâncat sarmale, am mâncat din carne, din curcan. Bine că s-a mai mâncat din curcan așa, a mai rămas scheletul, cu toaiele și atât. Să vă arăt puțin și să vă arăt ce am primit. Aoleu, ce bătrână sunt! Chiar sunt bătrână, mă simt terminată. Mi-e greu, mă dor oasele, mă dor coastele, mă doare coloana, mă dor mâinile, tot. Peste tot mă doare, sunt bătută, cu parul. Să vă arăt după aia ce am primit, dar să vă arăt ceapa. Uitați, prieteni, ați mai văzut ceapa așa? Uitați mărarul. Să vă văd, e mărar. Mărar, cred că nu e altceva, alte burieni. E rece ceapă. Asta e mai măricică. Și aia nuntul nu pot să mai merg până acolo. E foarte greu. A bătut vântul, a zburat topeci. Am făcut curățenii și acum mai peste tot murdar. Mai contează acum. Am făcut degeaba, o grămadă de fum, peste tot s-a fumat casa cu focul, când am făcut carne, era găleată, s-a murdărit tot. Chiar prin din arăt, foarte urât, nu sunt și eu aranjat, nu m-am dus și eu la nimeni, dar nici nu am chef să merg la nimeni. Cu mama am vorbit la telefon, zicea să merg pe la farmacie, după aia n-am mai mers eu, am mers cu Silvia, nu știu.
nu mai avem medicamente și am spus să-și ia din timp ce trebuie, că după Paști, o zi. Poate închizi farmaciile, dar bine că era deschis, că nu mai avea deloc fără de tensiune. Tot timpul am întrebat, mamă, ia pastile mai multe să ai, că eu vreau să iau, să aibă, nu, bălea trebuie să le ia zi de zi, nu să facă pauză. Sunt pastile care nu dă voie să facă tensiune și trebuie să le ia din timp, chiar dacă nu e rău, trebuie să le ia. A ieșit găina cu cocoșul, nu pot să le închid, în niciun caz. O găină a mâncat o porcă, când am adus porcii, le-am băgat puțin în spate acolo, până a venit măcelarul care tăia. Am dus porcii acolo și am mâncat găina, nu știu cum am mâncat, ce a făcut, când am văzut nicio găină la în stomac. Nu s-a văzut nicio găină, dar nu știu unde a băgat. Mai e o găină, umblă prin foișor și cocoș, atât. Sunt terminată până la urmă, îmi trebuie 2-3 zile să mai termin pe aici. Cred că ar trebui să merg la un masaj mai degrabă. Sunt așa dispusă să fac programare să merg la Sică. E fratele meu și trebuie să merg la el neapărat. Puteai duce și lui mâncare până nu intră alte restricții, până mai este voie. E greu, obosesc. Am stat, n-am dormit. Și când am intrat târziu în casă, cât am dormit? Că de la oboseală nu mai dormeam. Așa stăteam trează. N-am putut să mai dorm deloc. Să vede că da, vorbesc, da, virosofă. Albina a dormit la mine seara, dimineața a plecat. Ce bate vântul. Vedeți, nu sunt aranjat în nimica. Am mâncat din ăla, din mărar, făcut dacă e mărar. L-am gustat. Și parcă tot nu miroase, ce o burie n-o fie aia. Să vă arăt și vouă ce am primit de la o doamnă. Nici n-am avut timp să le desfac. Nici eu nu știu ce e acolo. M-am uitat așa numai din plasă. Dar n-am avut timp. N-am avut timp că nu mai scap de carne. Și așa am butoaiele cu carne prin curte sunt. Trebuie să-l băgăm în beci. Hai să vă arăt. Să vă arăt cam ce am primit. Hai că ăsta l-am văzut și eu așa în mare. Aici avem un stabilizator, un presier. Încă nu știu cum se montează. O să vadă ursulele cum se pune. Nu trebuie mai bine, așa ca să înțelegeți. Mi-a trimis doamna o pereche de papuci. Zintele, a zis. Mai confortabile. Le punem pe masă, pe masa papucii noi. N-are cine să-mi primeze, copiii sunt plecați. Alex. Leonardo, ca de obicei, la bucătar. Sunt frumoși papuci. Sunt 39. Deci din piele sunt moi, cât i-am spus. Nici nu le-am probat, dacă mă credeți. Sunt frumoși. Sunt foarte moi. Mamă, ce moi sunt și bune, sunt piele. Ia să mă. Arată bine papuci. Dar eu acum parcă nu mai îmi trebuie nimic în picioare. Aș umbla de scurță. Ia să vedem ce mai avem. Avem drojdie de la doamna. Avem zahăr vanilat. Din altă scrie, din altă, nu știu, de la săl sunt. Zahăr vanilat și ăsta mi se pare că e praf de copt. Da, e praf de copt. Avem esență, ne-a trimis de rom, de vanilie, dar nu scrie cum scrie pe ale noastre. Avem aici bicarbonat, iar praf de copt. Ce mai avem aici? Natura, așa n-am mai luat nici pe ăla, că pierd în picioare. Avem un batic foarte mare. Vedeți cum este?
prieteni, îmi cer scuze acum că arăt așa. E mare. Se pune după gât, așa, frumos. Acum filmez cum pot, că sunt și obosită. Vedeți că am făcut cât de cât, am făcut curat aici, am șer dulapurile frumos, am mai dus din castroane, din platouri, dincolo, am curat așa și masă, hai să vă arăt, că după aia i-am trepiedă să vă arăt cadourile la doamna. Ușile nu le-am șer. Aici avem mâncare, vedeți? Am pus și lui Alina într-un coș. I-am făcut și lui pachet așa, să aibă strugurii. Am lăsat mâncarea ca să mâncăm din ea. Din roșii, din castraveți, din ea am mâncat. Cine mi-a mănâncat acum? Dacă am văzut atâta cărnării pe aici, vă dați seama că nu ne mai trebuie nimic. Absolut nimic. Suntem așa sătui, numai făcând la mâncare, văzând-o, am luat în mână grăsimile, toate alea le-am topit. Hai să punem pe trepiedă, să vedem dacă mai stă. Stă, dar tot supărat, e tot în jos, să lasă. Nu stă trepiedă, s-a plecat, nu i-a trecut supărarea. Nu stă. De aceea mi-a trimis doamna trepiedă, să nu mai mă chinui, dar trebuie să mi-l fixeze ursul să-l facă. Ăla nu stă, decât să cadă telefonul. Că vă arăt de ce. Are și pite boabe. Hai să vă arăt așa cum le-am deschis. Avem ciocolată pentru copii. Copiii nu le-au văzut încă. Dulce. Avem vegeta. Vedeți ce vegeta. Da, un kilogram are. Foarte bună vegeta asta. Orez foarte frumos arată, vedeți? Cum este de alb, de finuț. Bob cu bob. Și ne-a mai întâlnit doamna asta când vine la noi? Ulei. A zis că să avem și noi ulei. Cu 200 de ulei. Nu știu ce e asta, înțelegeți? Cafea, cred că e, ori zaharină. Zaharină e, cred. Zahăr. Habar n-am, nu-mi prea înțeleg, n-am învățat alte lume. Doar românește și țigănește, atât am învățat. Le adun eu după aia. Mi-a trimis și doamna, mulțumim din doamna, mult din suflet, pentru că s-a gândit la noi. Iar încep curășea cu muzica. Trepiedul, papucii și acea bază, mamă, nu știu cum să pune, o să mă îmbrac odată, să o pun așa pe umeri, frumos. Dar acum eu nu sunt îmbrăcată în nimic, n-am chef de nimica. Chiar nu pot, nici nu pot să vorbesc. Obosesc că n-am mai luat pastilele de la glandă. La pastilele de glandă le-am luat așa, iurea. Nu mai am ținut cont cum le iau, cum trebuie dimineața, pe... înainte de cafea cu o jumătate de oră. N-am mai ținut cont de nimic, am zis că fac treabă, să termin tot. Începură el cu muzica. În camera acolo la mine, în casa mare, n-am putut tot așa să stau pentru că la geam cântă muzica, să distrează lumea de... și tot așa, n-am putut să dorm. Cum arăt, prieteni, vă speriați de mine. E frumoasă bazmaua. Dar uite, n-am mers trepiedul să o probăm, să o punem așa pe umeri, frumos. Papucii sunt foarte frumoși, îmi plac, sunt cu moșe din pele, nu... Prieteni, ce să vă mai zic altceva? Am vrut să vă arăt și eu că am primit un cadou, v-am arătat și o ceapă, mă las și eu cu ce am.
Și aia am zis ca să văd să fac programare și să mi-l las hatinul la sică. Trebuie neapărat. Săptămâna asta trebuie neapărat să merg. Și răcit. Să-mi educă. Așa simt. Nu am vrut, m-am chemat bucătarul cu tunița să merg la ei. Păi la ce să merg? Am zis că nu pot, eu nu mănânc. Cine mai mănâncă? Eu sunt sătulă de carne de astea. Am băgat și am dat de pomană, am băgat în porci mici și le-am în frigiderul mic, la care nu îngheață așa rău. Am făcut bachetele și cu fructele care am dat de pomană și cozonac și elea să dau la oameni. Le-am pus în pungi, am asortat tot și mață și tot bătăiat de fire, le-am dat de pomană, carne de merg, de porc. Le-am pus în pungi mici. Nu m-am aranjat și eu să filmez. M-am arătat așa cum sunt. Cum sunt eu pe acasă. Și că nu mai lăsăm pe masă să mai consumăm din ea, vă dați seama, mai mâncăm și sarmalele, sunt bune de încălzim. Până la urmă vedem de seară sau mâine. Nu știu, trebuie să luăm să băgăm un frigider pe tău. Să tăiem carnea mai mică așa și băgăm un frigider. N-ai cum să o ții, cât să o ținem, să strică tot. Și sarmalele, salata, salatele ce am avut eu așa, le-am băgat la frigider, tortul, le-am în frigider alea. Sarmalele am mai lăsat pe masă, că rece. Nu se strică așa. Bine că am mai făcut pachete, bine că am rezolvat și cu pachetele lor. În care nu s-a apucat și ei să mănâncă din porci, din toate. Asta e. Ce le mai bucurăm și pe ei cu mâncarea. În rest, nu putem să le facem absolut nimic, doar Dumnezeu să le scape. Mâncarea tot, mâncarea le mai ține acolo. Că dacă n-am nici mâncare, e rău. Cumperi și de acolo, dacă să cumperi. Niște salamuri și ce mai e pe acolo, și ce-o fi la magazin. Nu e cum este mâncarea de acasă. Umblă găina mea prin curte, n-are treabă, una mi-a rămas. Mi-e drag că mi-a ieșit ceapa în ronturi. Mi-a făcut lumina gărduleza, a bătut vântul și a mai saluat nailonul la ce a prins ea pe acolo. Trebuie gărdulez făcut ca lumea. Gărdul, nu știu dacă s-audea cu ce vorbesc, gărdulez din ăla de fier, din plasă, ceva trebuie făcut. Da, o să facem pe rând așa. Prieteni, cam atât. Poate mâine o să fiu mai bine, mai liniștit. Acum nu. Vă mulțumesc și vă doresc că un Paște fericit. Hristos a înviat la toată lumea. Și vă mulțumesc mult de tot. Și nu am putut să vă răspund tot. N-am avut timp. N-am putut, dacă am intrat în casă la 2, la 3, și mai târziu, poate n-am putut să mai răspund, mai... Trebuia să mai stau și eu și liniștită și... Vă mulțumesc mult, pa, pa!